depoziteze, pentru că e o cantitate foarte mare, nu deține asemenea depozite de a putea să depoziteze asemenea resurse, e obligat să le ardă. Când 60 de milioane de cetățeni în Federația Rusă nu au gaz și electricitate și canalizare și apă curentă, 60 de milioane, da? Da? 60 de milioane de ruși în momentul de față nu au electricitate, da? Nu au gaz, nu au canalizare și apă curentă. 60 de milioane. Da? Și el e obligat acum, cum nu mai vinde gaz